și bobărozilor, pentru că văd că din prima serie de videouri puțin mai dure, nu prea ați înțeles mare lucru și văd că după scandalul cu domnul Colo au reapărut poze nude cu voi. Astăzi o să o iau de la capăt puțin și o să vă explic pe pași cum pleci de la o poză nude și unde poți să ajungi, pentru că văd că nu am fost suficient de clară sau n-ați fost voi suficient de atente încât să mă înțelegeți. Ați văzut cu toții micul meu joc de transformări și joc de roluri. Dragi băieți, nu știu în ce măsură sora sau fiica voastră ar fi în stare peste ani să trăiască așa, să se îmbrace așa, dar mai ales să se încalțe așa. Nu vă mai jucați cu destinul fetelor, iar voi, fetelor, încercați să dați dovadă de maturitate. Pentru că atât timp cât băieții, în cadrul scandalului cu Alexandru Bălan, alias Colo, au început să scoată ca să dovedească cât sunteți voi de rele și cât vă căutați violuri și așa mai departe, gândiți-vă că eu sunt una singură care încerc să vă apăr. Pentru că da, o recunosc și femeile sunt extrem de rele și judecă uneori fără să gândească. Dar haideți să ne facem un joc de imaginație împreună. Eu în training, luată de pe stradă, tărâtă cu forța 6 etaje. În locul meu putea să fie sora ta, mama ta sau fiica ta. Și ar fi ajuns într-un șantaj în care primea poza asta. Și colac peste pupăză, după ce primea poza, i se cereau și bani ca filmarea din spatele ei să nu fie publicată. Și bineînțeles că eu am încercat să merg pe partea legală contactând poliția, contactând organele care sunt plătite teoretic să mă apere. Și m-am trezit în prima fază cu asta. Și culmea, calvarul a continuat. Și după ce m-am confruntat cu indiferența autorităților, m-am trezit că anumite poze, teoretic clasate în niște dosare ascunse prin birouri de oameni ai legii, au ajuns din nou pe internet și încă un colac peste pupăză, eu chipurile eram prostituată. Da, eram fată care făceam sex pe bani din propria inițiativă. Și culmea, din nou, o plângere la poliție care s-a soldat cu... Ce înseamnă ce v-am arătat eu în două poze? Că pe autorități nu le interesează. Ce face tu ca băiat dacă sora ta ar ajunge în situația mea? Dar tu ca mamă, că am văzut destule așa zise mame care judecă victimele violului, a traficului uman. Tu ca mamă ce-i face pentru fiica ta dacă ai primi așa ceva? Eu zic să ne mai gândim, să nu mai judecăm și să încercăm să ne schimbăm. Fiecare dintre noi câte puțin în fiecare zi și poate vom reuși să ducem țara asta mai departe într-un mod mult mai uman. Pentru că ce văd în ultimul timp în media, pe Facebook, pe YouTube, mă îngrozește de-a dreptul și mă doare. Pentru că eu consider că nu așa ar trebui să fie o țară. Pentru că viitorul țării este reprezentat de copii. Și atât timp cât noi nu avem grijă de copii, că suntem mame, tați, bunici, frați și așa mai departe, unii dintre noi chiar autorități, deja trebuie să ne punem niște mari semne de întrebare dacă ne îndreptăm înspre ceva. Nu neapărat ceva bun sau rău, înspre ceva. Dragilor, eu am fost Larisa. Mă bucur că am discutat din nou pe tema asta. Sper că tura asta pe bune să învățați ceva și în cadrul scandalului cu Colo, sper că ne-am lămurit și că nu vor mai exista YouTuberi care să promoveze așa ceva. V-am pupat, dragilor!